Din nefericire, pentru 3 dintre bolnavi, care se aflau în stop cardiorespirator, a fost necesară aplicarea manevrelor salvatoare de viață. Însă aceștia au fost declarați decedați. O altă persoană aflată în stare comatoasă a fost transportată la centrul de primire urgențe Bârlad. Din datele furnizate de echipajele medicale, au fost identificați alți 29 de pacienți conștienți care prezentau simptomatologie specifică. Dimineața nu au fost foarte mulți pacienți care au prezentat simptome, iar ei au fost puși pe medicație simptomatică. În cursul serii au apărut simptome digestive și la pacienții care, la care noi am inițiat medicația simptomatică, care pe parcursul zilei nu au avut niciun fel de simptom.